de mult vreau să merg în Fierbinți, locul care s-a filmat, adică se filmează serialul la Fierbinți. Sunt absolut sigur că mulți dintre voi ar vrea să vadă cum arată locul în realitate, adică mai mult decât este în film, și m-am gândit să merg în Fierbinți și să vedem cum arată barul lui Bobiță la oaie și celelalte locuri în viața de zi cu zi. În continuare să merg în Fierbinți și o să filmăm imediat cum este acolo. O zi bună, ne auzim în câteva minute. Bun, din nou, prieteni, tocmai am intrat în județul Ialomița, aproape de Fierbinți. Suntem chiar în orașul Fierbinți, Târg. Nu știu dacă e Fierbinți, dar bine, scrie Fierbinți, deci e Fierbinți. În continuare, o să ajungem în locul care ne-am propus să mergem. Însă acum, pe drum, s-au întâmplat câteva chestii frumoase. Adică am văzut câteva chestii frumoase. Numărul 1 a fost pădurea Brânzeasca, care e foarte frumoasă. Sper să revin mai devreme să-i fac un mic filmuleț. După aceea este mănăstirea Căldărușani. Și după aceea trebuie neapărat să menționez, că altfel nu rezist dacă nu menționez, era un domn cu un BMW negru foarte mișto, care a avut cel mai mișto stil de condus de pe lumea asta. Adică în sensul că venea foarte, foarte aproape de mine, cu viteză maximă. După aia, când se mă depășească, reducea și o lăsa încet de tot la vreo 200-300 de metri în spatele meu. Iar venea în spatele meu, eu eram cu Loganul, aproape să mă depășească, iar frâna și rămânea la vreo 300-400 de metri. A fost cel mai mișto stil de condus. În continuare, mergem spre barul din Fierbinți. Ne vedem în câteva secunde. Ce e mișto când pleci la drum așa, e peisajul ăsta de iarnă foarte, foarte frumos. Copacii se văd frumos, zăpada, pentru că a nins doar un pic așa, cât să arate peisajul ăsta superb de iarnă. Practic îți face călătoria frumoasă. Avem norocul că simțim iarna. Simțim iarna pentru că a nins un pic, dar o simțim chiar așa de tare, astfel încât să nu mai poți să mai mergi cu mașina. Acesta este barul lui Bobiță. Sunt un pic emoționat acum că intru înăuntru. Și asta este balta unde s-a filmat la Fierbinți. O să intru câteva minute în bar și vorbim de acolo. Chiar e un loc frumos așa, cu lacul. Adică ai bea o berică și ai mânca o mititel aici. Am ajuns chiar la barul lui Bobiță din Fierbinți și am intrat înăuntru. Aș bea o berică sau un suc după caz. Acum am luat un suc pentru că sunt cu mașina. Pot să spun, este a doua oară când încerc să ajung aici. La trecut am vrut să beau o bere și am venit cu RATB-ul, dar am ajuns foarte târziu. Asta este lacul de vis-a-vis de barul lui Bobiță. Acum o să mergem la oaie. Este foarte ușor de ajuns aici din București. Ajungi în 40 de minute, să spunem, din cartierul Colentina, dacă vii pe autostrada A3 și după aceea vei trece prin Primoara Vlăsiei. Ne vedem în câte... Aici este barul la oaie din Fierbinți și am ajuns aici pe acest drum. Este ușor de ajuns de la șosea. E un bar super frumos. Se vede că acum este închis și cineva din zona mi-a spus că probabil este deschis doar atunci când se filmează. Dacă doriți să rămâneți cu mine, o să mai fac o tură aici de Fierbinți. Bună ziua, cu respect, să trăiți! Vă rog frumos, ce mai e frumos în zona aici? Am văzut și eu barul la oaie și ce mai e frumos în zona aici de văzut? Ce aveți înainte? Da. Prima la dreapta. Da, da. După camionul față. Da, da. Și pe urmă intrați în jos în vale. În vale? Casa primarului. Casa primarului, nu? Și casa lui Celentano e pe aici? E mai înapoi. Aia cu capacele la mașină de spălat? Ah, vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc mult. O zi frumoasă, în prima oară aici. O zi bună. Deci mergem spre casa primarului. Este prima oară când ajung aici, este un sentiment deosebit, așa. Pot să spun că îmi place foarte mult
filmul Azi fierbinți și întotdeauna mi-am dorit să fac filmulețul ăsta așa, ca să zic, să o parte, o frântură din viața acestei localități care am văzut-o o perioadă lungă de timp la televizor și am vrut să văd, ia mă, cum e să mergem fierbinți. În continuare, ne-a ajutat un domn foarte de treabă, căruia vreau să-i mulțumesc foarte mult, și mi-a spus că putem vedea casa primarului, care, conform spuselui dânsului, este prima la dreapta. Și acum, iar să trăiți. Să trăiți, casa primarului asta din stânga? Vă mulțumesc mult, sunt prima oară aici și vreau să văd, așa cât de cât. Sper să nu se supere nimeni, că... Rămân cu ea acolo, nu? Da, dar o-i mai urca? Sper să urc cu ea. Da. Vă mulțumesc mult de tot, cu respect. Suntem la fierbinți, la casa primarului. Sunt sigur că ați văzut în film. Așa arată, o să ne apropiem un pic. Suntem foarte, foarte aproape de casa primarului Sudul la Sfervinț. Și vine un cățeluș care cred că ar vrea să se joace un pic, nu cred că vine să mă muște. Sper. Și acesta este lacul. Acesta este lacul din la Sfervinț. Și aceasta este casa primarului. Interesant, așa, are un aspect rustic. Fiind lângă lac, vara eventual poți să mergi la un pescuit sau cred că poți să și noți, e un lac destul de mare. Aceasta este casa lui Celentano. Cred că asta este alta unde se ducea cuțul la pescuit. Și acum iarna e cam fric, dar cred că vara parcă ar merge un pescuit aici. Exact vis-a-vis de barul lui Bobița. Tot e o plăcere să mergi așa, se simte și aerul, e mai proaspăt față de aerul din București. Și e o zonă mai bună, știi?